Alături de noi în această dimineață au reușit să ajungă Oleg Spânu împreună cu mama, doamna Lilia Spânu. Vă salut cu drag! Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la noi, la Acasă și în Lume. Nici nu vine să cred. Te-am mai văzut la un festival, dar uite așa să discutăm pentru prima dată aici la Radio Moldova. Cum te simți, Oleg, după atâtea concerte, după atâta public pe care ți-a fost dat să-l vezi și la Stuttgart, și la Londra, și la Cluj, și pe care scene mai mari și mai mici ai evoluat? Hai să povestim. Mă simt un băiat care deja are rezultate. Ești celebru, ai devenit celebritate. Într-un fel, da. Mă simt... Dar ești cu picioarele pe pământ, da, asta contează foarte mult. Om. Da. Mă simt că am evoluat foarte mult în această carieră, în cariera mea muzicală, în acest domeniu. Îmi place foarte mult ce fac și de asta cred că mi se primește. Îți reușești. Da. Da. Și am noi, să știi că îți urmărim parcursul tău artistic și acasă și în lume, peste tot pe unde avem această posibilitate ca să îți urmărim și melodiile și interacțiunea ta cu publicul de acolo și cu Andra, pentru că aș vrea să ne povestești despre această relație frumoasă, o prietenie de spirit cu această interpretă pe care am iubit-o și care ne este dragă ori de câte ori o ascultăm. Vorbește-ne despre această prietenie de spirit cu Andra. Ea s-a început la România o Talent în semifinală. Acum 2 ani, da. Când am trecut de la popular la estradă, la pop. Și ea i-a plăcut foarte mult vocea mea și cum cânt și cum pot să mă modelez și mi-a propus să cânt la Bacău. La, pare mi se, al doilea concert, deci din turneu. Primul concert din turneu a fost în Torino. Dar eu n-am fost acolo. Dar primul spectacol împreună cu Andra l-ai avut la Bacău. Da, da. Da, atunci îmi amintesc, ți-au dat și ochii în lacrimi când ți-au propus această colaborare. Și mi-a spus să vin și au trecut, dacă concertul a fost în septembrie, eu o vară am așteptat sunetul lor. România Talent s-a gătit în mai. Așa. Și eu vara am așteptat sunetul lor. Și credeai că nu se ține cuvânt. Da, credeam că nu se ține cuvânt și că asta doar a fost un show așa pentru filmări. Dar la început de septembrie m-au sunat și... Cine te-a sunat, Andra? M-a sunat managerul. Așa. M-a sunat și mi-a spus unde să plec, unde să mă duc la repetiții cu Orchestra Fraților Advahov, că acolo să fie și ea, Andra, și o să alegem ce piese o să cântăm. Și am intrat, ne-am văzut și am spus, ce piese știi? Știu mai multe. Costă ăsta, 5 chiperi, știi? Vine și-a de mesele. Știu, ăsta o să fie. Și am început a repeta, nu tare mult, am faie verde 5 chiperi, nici nu știam. Știam numai bine și-a de mesele mele și am învățat și... Amintește-ne foaie verde, 5 chiperi, cum se cântă melodia asta? Foaie verde, 5 chiperi, m-o întâlnim puicuța ieri, m-o întâlnim puicuța ieri. Și gata, a fost concertul pe 23 septembrie. La Bacău. Cât public și... era acolo? Bănesc, la fel era o sală mare, vreo 5.000 de spectatori? Nu, vreo 2-3.000. Așa, că da. După asta la Cluj spunea într-un interviu că erau 10.000 de spectatori. Da. Și în altă parte, unde? La Stuttgart, 12.000 de spectatori. La Stuttgart au fost 5.000. Dar unde au fost 12.000? După, la Londra, după Bacău, m-a invitat să merg la două concerte la București, tot la tradițional. Și după asta, nu știu cum am intrat în acest grup al artiștilor, unde e Mioara Fericu. Tradițional 2. Da, Tradițional 2, în acest proiect. Și gata, mă ia la toate concertele din acest proiect. Și, dar cel mai mult public a fost la Londra. 12.500. Cum a fost interacțiunea cu un număr așa de mare de public? 12.000 de spectatori. A fost cel mai mare concert în diaspora, care l-ai susținut vreodată. Care l-am susținut eu și care l-a susținut și toți artiștii care au fost pe scenă acolo. Ce artiști au evoluat acolo? Mioara Velicu, Sava Negrean, Vlad Solupău. Cum te răsfață ei pe tine?
Nu știu. Acești oameni care și-au cucerit un nume ani și ani de zile. Iată tu, în 2 ani, ai devenit celebru. Ca un copil, așa, încă, cum se spune... Încă nu conștientizezi, probabil. Cum se spune, cum vine un cărnișor într-o haită de lupi mari, așa și eu, într-un fel, am intrat. E cam dură comparația, Oleg. Nu, adică, cum, eu am de muncit foarte mult ca să ajung ca ei, dar într-un fel... Cine spune asta? Mama îți spune asta? Și mama și eu știu. Și artiștii cei mari. Sunt și artiști care spun asta. Oleg, într-adevăr, e o binecuvântare pentru că ai ajuns să evoluezi pe asemenea scene, dar în același timp cred că ai conștientizat cât de mult ai de muncit, da. Și că trebuie să fii recunoscător acestor oameni. Recunoscător. Da. Ce spune mama, doamna Lilia? Cum îl susțineți pe mezinul dumneavoastră? Cum e această prietenie? Pentru că mereu vă văd și la televiziuni și peste tot îl însoțiți pe Oleg. Aveți putere? În primul rând, sunt foarte bucuroasă că, într-adevăr, de mic copil am crezut în puterile lui, am crezut în talentul, dar îmi pare uneori că... Îmi părea, mai aproape de microfon. Îmi părea uneori că mie îmi place că sunt mamă și orice mamă și iubește copilul, dar... Văzând că el vine de la grădiniță și niște mătușele îl pune să cânte și vine cu un 5 lei, mă lua întrebările și de unde el ies, nu cumva să apuși pe alt drum, să furi, nu cumva să iei de undeva. Și el nu putea să-mi lămurească, avea vreo 5 ani și el nu înțelege de ce îi dă bani femeile și alea. Oleg, noi nu îți dăm 5 lei, noi îți oferim microfonul de la Radio Moldova. Mai cântă-ne ceva, te-am auzit de unei tot așa pe rețelele de socializare, cântai Constantine, atât de frumos și debordai energia din tine. Vrei să ne interpretezi un fragment măcar din această melodie? Că am pregătit și o piesă cu orchestră, așa, ca pe scenele mari. Constantine, mă mir și mă uit la tine, of, of, of. Ziua, noaptea, pre pădure, prinde roa, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, n-am de cămașa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, n-am de cămașa pe tine. Lam diri 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 param param ne de lam diri 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 param param lam diri 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 param param ne de lam diri 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 param param. Da, mama cântă? Nu. Cântați, doamne? Cine cântă din familia dumneavoastră? Nimeni. Asta eu... Ceilalți copii nu cântă? Cântă cel mai mare, dar nu prea am fost acasă să insist. În cazul lui Oleg, ați insistat? Am insistat și chiar am rămas acasă, am lăsat, cum s-ar spune, și lucru și veniturile și n-am mai vrut nimic să am vrut copilul să-l educ. V-ați dedicat acestei cariere a Violet? Asta a fost un semn că el de acum nu prea mergea pe linia care trebuiește. Și îmi pare rău că un băiet talentat, el să nu se dezvolte în domeniul pozitiv, dar să dezvolte în domeniul negativ, pentru că el avea foarte multă energie, mergea la foarte multe, și la not, și la karate, și la dansuri populare, și de gală, avea foarte multă energie. Și foarte are multe... Și acum are, dovedește și să învețe, și să meargă și la ceremonii, și la concerte, unde e invitat, tot se duce. Azi dimineață când am vorbit și când v-am zis că invitația rămâne în vigoare pentru această emisiune, mi-ați spus că Oleg este la canto. Da. De dimineață faci canto, da, așa te ocupi insistent și foarte serios deja cu muzica, Oleg. Și ce faci altceva în afară de muzică? Nu știu, muzica e tot la mine. Și cu celelalte obiecte, cum te descurci? Fizica, matematica, chimia, biologia, ce cu, faci? Cu astea nu prea chiar o duc așa de grozav, pentru că așa plac mai mult... Așa cum ți-ai dori sau cum și-ar dori mama. Îmi plac mai mult ca limba română, geografia, astea. Dar, obiectele umanitare. Da. Dar tot merge treaba bine, adică trebuie de învățat. Da, dar să știi că la casă ai nevoie de cineva care să poată repara o priză, să poată să facă un acoperiș. Da. Oleg, ai zis că ne vei povesti și despre această prietenie de spirit cu Andra. Ce sfaturi îți dă Andra? Citeam într-un interviu că ziceai
ți-a devenit ca o a doua mamă. Da. Doamna Spânu, nu sunteți geloasă? Nu, 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 pentru că într-adevăr el când suie pe scenă are o energie de la doamna Andra care îl susține, care el vede într-însa într-adevăr niște sentimente ca la o mamă, numai că pe scenă. Ce sfaturi ți dă Andra în scenă și în afara scenei, dincolo de scenă? Să rămân așa cum sunt eu, pentru că cum sunt foarte mulți acum adolescenți, că și eu nasul la purtare, da, nu că să imită, dar să, într-un fel, se dau într-o parte de omenire și, într-un fel, cum se spune, cu stea în frunte și de astea. Dar mi-a spus că trebuie să fiu la locul meu, așa cum mă iubește lumea și așa o să meargă foarte bine treaba. Adică și cum te menții ca să nu zbori? Nu știu, așa. mama îi pune la punct. Cum îl puneți la punct, doamna Spânu? Eu îi spun așa, fiecare laudă a cuiva să e o însărcinare că mai mult să muncești. Asta e la mine, pentru te-a lăudat cineva, zic, nu ridica nasul și gata, te gândești cine știi cine ești, gândește că tu trebuie să meriți în deplin cuvintele care ți le-au dat de laudă și pe muncă. Oleg, cum reacționezi la comentariile astea răutăcioase? Bănuiesc că da, nu reacționez. Nu reacționezi deloc, nu, dar te deloc. Doare undeva, pentru nu că sunt doare, și din gurile rele, probabil. Nu mă doare, pentru că a fost și un experiment la noi cu mama, am pus un videoclip cu o piesă, Vocea Ta, și primele 3-5 comentarii au fost rele. Bun, și le-au dat toate. Deodată, că niște raji, orice, așa, niște cuvinte de astea. Urâte. Da, de ce strig, când nu cânt bine, ceva de astea așa. Și toate comentariile au fost rele. Câte au fost? 100, 200, toate au fost rele. Și fix același video l-am pus peste 2 săptămâni. Și a fost cu bine. Primele comentarii au fost cu bine, bravo, toate au fost bune. Oleg, vom fi cu ochiul pe tine și de acum încolo, pentru că ne place ceea ce faci, îți vom susține acest vis al tău pentru a cânta pe scene mai mari sau mai mici, așa cum zic eu de fiecare dată. După Stuttgart, ce urmează? Ce alte spectacole mari urmează cu Andra? Știu că vreți să ajungeți în Statele Unite. Când? Trebuia, așa ziceai. Trebuia, dar n-am obținut viza și nu ne-am dus. Dar nu cu Andra. Cu altcineva. Noi, da. Acum bine, ce alte spectacole mari urmează în carieră? Concert la Oradea, concert la Oradea, tot cu Andra, și două concerte la București. Când? Acum primăvara? 27 și 28 aprilie. Da. Data de 20 la Oradea și 27 și 28 la... Veți merge împreună? La da, noi știți tot la împreună. Și relația ta cu mama ta? E una de prietenie, e între mamă și ficior și între... Suntem și prieteni și adică ne păstrăm relația asta frumoasă. Mereu că noi toată ziua suntem împreună. Chiar ești așa de ascultător? Chiar nu întoarce nimic. Ei, nu chiar sunt așa de ascultător. Că, dacă nu-i convine, nu răspunde înapoi. E bine, dar trebuie să ai personalitate. Dacă simți că ai dreptate, oricum trebuie să convingi mai pe mama. Sunt așa unele cazuri, dar noi ne împăcăm și totul merge frumos, bine. Și, nu știu, eu deja o știu pe mama foarte bine. Și ea tot pe mine mă știe foarte bine, când suntem triști, când suntem veseli, când avem ceva pe inimă, toată ziua ești cu o persoană și o știi până la 100%. Nu îți oferă ea așa libertatea asta din plin aici la Chișinău? Ei, nu chiar. Vine nu. De la Corlățeni? Nu, că dacă nu răspunde la telefon, o dat două ori, apoi scriu. Dacă nu mai răspunzi, eu mă pornesc. Sau dau peste dirigente, sau peste colegi. Ce zic colegii tăi de faima ta? Nu știu, așa, parcă așa trebuie să fie, nu știu. Bine, Oleg, doamna Spânu, vă mulțumim mult pentru că ați găsit timp să veniți și la Radio Moldova ca să vă împărtășiți din bucuria acestui succes pe care îl aveți și vă dorim și de acum încolo ani mulți, frumoși, pe măsura harului acestui copil. Vom asculta acum pe final o melodie dedicată mamei, da. Deci e o dedicație mamei. Oleg, îți mulțumim mult și dacă ai noutăți, vii la noi, la da, Radio Moldova. Da, la cu mare drag de la Radio Moldova. Sper că te-ai simțit. Eu mai fost aici odată. Erau niște fete
Așa. Adolescenți tot se prezentau. Uite că de data asta ai venit așa într-o emisiune pentru cei maturi, da, și da, pentru cei maturi, pentru toate generațiile. Ce ascultăm acum din repertoriul tău? Ce piesa Mama, așa se numește, este dedicată pentru toate mamele, mai ales pentru mămica mea, cea mai scumpă de pe lume. Îți admir această relație și energia voastră binefăcătoare. Ascultăm această piesă. Da. Mulțumesc. Este, da?